Aceasta este noua Skoda Enyaq în versiune de echipare Sportline și nivel de putere IV80X. Iar în acest clip o să vă explic exact ce înseamnă aceste lucruri și cu ce vine nou pe piață acest model. Skoda Enyaq este desigur mașina electrică a celor din Cehia, bazată pe platforma MEB, împărtășită cu modele precum Volkswagen ID.4, ID.3 sau Audi Q4. Numai că, în percepția unora, mașina asta este cea mai arătoasă dintre toate și cea care merită cu adevărat banii. Designul ei este cel care va atrage foarte, foarte mulți clienți în primă fază. Puteți observa aici echiparea Sportline, care vine cu aceste elemente negre pe bara din față, în jurul grilei, dar și în jurul geamurilor. Acest nivel de echipare costă ceva în plus, dar transformă complet mașina. Și pe acest model puteți observa și grila iluminată din partea din față, care are niște detalii care seamănă cu cristalele, același motiv fiind regăsit și în farurile laterale, unde avem Skoda Crystal Lighting. Culoarea aceasta superbă de la exterior se numește Velvet Red, arată foarte bine, este opțională, dar îi dă mașinii un caracter foarte sportiv. La fel putem să spunem și despre jantele pe 21 de inci, la fel și ele opționale, care ascund în spatele lor discuri de frână pe față și, surpriză, surpriză, tamburi pe spate. Așa cum vă spuneam, nivelul de echipare Sportline aduce trimuri negre în jurul geamurilor, oglinzile vopsite în negru, bare contrastante negre pe acoperiș, precum și un spoiler tot negru în zona din spate și inclusiv toate numele de pe haion sunt și ele făcute negru. Numele Enyaq, Skoda IV, precum și 80X, nivelul de putere al mașinii. Dacă tot am ajuns în spate, trebuie să vorbim și despre acest portbagaj uriaș, cel mai mare din segment, 585 de litri de stocare ai la dispoziție în Skoda Enyaq, la pachet cu trucuri uzuale Simply Clever de la Skoda, cum ar fi această racletă pentru curățat gheața de pe mașină în timpul iernii. În aceeași categorie de trucuri Simply Clever putem include și tradiționala deja umbrelă ascunsă în portiera șoferului. Și dacă ne uităm la interiorul mașinii, vom găsi aceste scaune care sunt și ele parte din pachetul Sportline. Arată foarte, foarte bine și îți oferă foarte multă susținere laterală. Interiorul este făcut din alcantara combinat cu piele, arată foarte bine și ce îmi place cel mai mult la această Skoda este faptul că ai foarte mult loc în spate, chiar și pentru persoane de peste 1,80, așa cum sunt eu. Scaunul șoferului este în acest moment reglat în poziția mea confortabilă la condus și uitați cât loc mai am în spate. Faptul că avem o trapă panoramică ajută cu impresia de spațiu, iar la geamurile din spate avem și perdeluțe pentru mai multă intimitate. Planșa de bord este foarte simplu desenată, dar arată bine și conține absolut tot ce ai putea avea nevoie. Are un design de tip straturi, avem un strat în partea de sus, un intermediar și unul în partea de jos. Materialele sunt de bună calitate, iar ce vedeți acolo este un ecran pentru sistemul multimedia de 13 inci, care funcționează foarte bine. Spre deosebire de frații de la Volkswagen construiți pe aceeași platformă, pe Skoda mai avem încă butoane fizice pentru diferite scurtături aici în partea de jos. Iar sistemul multimedia este bazat pe aceleași oase, să le spunem așa. Funcționează decent, mai are uneori momente în care se acadează, dar per total se mișcă bine și ai tot ce trebuie aici. Dacă intri în meniu, inclusiv o secțiune dedicată mașinii electrice, unde vei vedea date despre consum, despre încărcare, despre setările mașinii și statusul ei. Cum vă spuneam, uneori merge un pic mai greu acest sistem, se și vede aici. Iar la baza ecranului avem butonul sau, mă rog, zona sensibilă la atingere, care îți permite să reglezi volumul sistemului multimedia, care în acest caz este semnat de cei de la Canton și se aude decent. Ecranul pentru așa numitul instrumentar de bord, care a fost redus foarte mult, îți afișează doar informațiile strict esențiale și în momentul în care ai apăsat pe frână, mașina pornește automat. Ai la dispoziție și un buton de start-stop, care este aici, dar mașina va porni și se va opri singură din momentul în care apeși pe frână. Și volanul acesta, teșit în partea de jos și cu foarte multă piele perforată, e parte din pachetul
Sportline, așa cum scrie și aici. Se simte foarte bine la atingere, iar head-up display-ul este absolut uriaș și oferă o multitudine de informații. Iar dacă îți făceai griji că ecranul acesta mic, care este practic instrumentarul de bord al mașinii, nu ar fi de ajuns, head-up display-ul completează acest pachet și îți oferă toate informațiile de care ai putea avea nevoie. Și acum e momentul să vorbim și despre detaliile tehnice ale acestei mașini. Vă spuneam că e construită pe platforma MEB, adică aceeași cu ID.4 și alte mașini. Pentru că vorbim de o versiune 80X, vorbim despre o versiune cu tracțiune integrală, adică avem două motoare electrice, unul pe puntea față și unul pe puntea spate, fiecare responsabil cu roțile din imediata sa apropiere. În total, mașina are 265 de cai putere la dispoziție și până la 425 Nm. Cuplu. Asta înseamnă că va face suta, în ciuda greutății sale de 2,2 tone, în aproximativ 6,9 secunde. În podea se află pachetul de baterii al acestei mașini, sau acumulatorul, cum vreți să-i spuneți, care are o dimensiune de 77 de kW utilizabil. Iar asta înseamnă că autonomia mașinii ar trebui să fie peste 400 de kilometri și chiar este conform testelor noastre, așa cum o să vedeți și în testul scris de pe Automarket. Încărcarea mașinii se poate face la prize de 11 kW maxim pe curent alternativ și 135 de kW pe curent continuu. Prețurile pentru ENIAC în această configurație IV80X încep de la 52.600 de euro, iar mașina pe care o vedeți aici, în echipare Sportline și cu câteva opționale extra adăugate, are un preț de 65.000 de euro.